Bună seara tuturor! La jurnal, imagini cum n-ați mai văzut. Liviu Dragnea a pus cu spatele la perete, la propriu. În jurul lui, udemeriști. Doi dintre ei chiar pun mâna pe perete, așa cum fac băieții de cartier. Pentru ca victima nu care cumva să scape. Un gest de forță evident. Liderul PSD este în poziție de inferioritate. Pare o reglare de conturi, dar e o negociere. Udemeriștii se vând greu, Liviu Dragnea are disperată nevoie de ei, pentru că, știți, și-a pierdut majoritatea la cameră, nu poate să treacă nici măcar bugetul. Cel mai probabil îl arde că el însuși poate să-și piardă poziția de șef. De altfel, discutarea și votarea bugetului se mută la anul. Până atunci, PSD încearcă o majoritate de adunătură. Situația este atât de albastră încât nici măcar nu se mai salvează aparențele. Negocierea, nu tocmai lejeră, s-a purtat în văzul tuturor, sus, pe piedestal, în spatele prezidiului de la cameră. Liviu Dragnea a zâmbit mânzește, udemeriștii l-au blocat, Liviu Dragnea a încercat să pună mâna pe unul dintre ei pentru detenționare, fără succes, udemeriștii au strâns rândurile, s-au apropiat de liderul PSD, l-au presat, până la urmă a cedat. În zilele următoare vom afla și ce le-a dat, dacă le-a dat ce-au cerut. Vedem imaginile imediat, începem jurnalul.